no, nu e panică. Panică la Constanța. Aoleu. Locuitorii de la Malul Mării care și-au rezervat bilete în intersecții pentru Revelionul 2015 au motive serioase de îngrijorare. Carnavalionul este în pericol să nu se mai desfășoare. Mă tem că s-ar putea să nu mai facem ceea ce am promis, pentru că, domni, păi să vă spun eu, știți că cer un artist pentru un spectacol? 50.000 de euro. Bani. De-aia am și vrut să aduc artiști, dar dacă îmi cere 50.000 de euro pe un spectacol, numai el să cânte, jumătate de oră e o problemă asta. Oamenii vin și spun, dacă eu cânt în București, merg în 6 locuri și câștig banii ăștia, dacă vin la tine la Constanța și cânt în 2 locuri și îmi dai banii ăștia. Se pare că printre cei contactați de primarul Constanței și care au cerut astfel de sume, se numără Ștefan Bănică Junior și Horia Brenciu. Bănică, spre exemplu. Dansează baba, nu mă joacă Horasan. Vrea pughi-ughi, mă simt pe munci la sălat. Și Brenciu. E vina mea, fac ce-mi spune inima. Așadar, s-ar părea că toți locuitorii din oraș se pot pregăti liniștiți de Revelion, pentru că opțiunile vor fi, din nou, aceleași ca în fiecare an.